Siguranța școlară este o prioritate a instituțiilor hunedorene. Conducerile inspectoratelor de poliție și a celui școlar susțin că au luat măsuri mai bune pentru a oferi elevilor securitate în școli, dar și la plecarea din unitățile de învățământ. Informațiile vin după ce societatea românească a fost zguduită de cazurile de agresiune între minori, dar și de tragedii provocate de consumul substanțelor interzise. Școala trebuie să fie un mediu sigur, spun autoritățile. O parte dintre atribuții în acest sens îi revin Biroului pentru Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție. Din acest an, fiecarei unități școlare îi este repartizat un polițist. Eu așa se numea activitatea noastră de polițist de siguranță școlară cu activitatea pe care o are un părinte. Pentru că, așa cum spunea și dumnealui, nu-i considerăm niște infractori pe acei copii care au făcut un incident, poate, din punct de vedere penal, întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni, dar, totuși, ne dăm seama că este vorba de un copil, este vorba de cineva care are nevoie de sprijin, de îndrumare. Și tocmai pe asta ne și axăm și avem tot felul de activități în sensul acesta. Peste 100 de activități au fost derulate de polițiștii hunedoreni în anul școlar trecut pe linie de siguranță școlară, cu prioritate în unitățile unde s-au înregistrat probleme. La acestea se adaugă sute de ore de curs cu elevii hunedoreni. Anul acesta, măsurile au fost întețite, mai ales cele care vizează ordinea publică în aceste zone. Suntem prezenți în fiecare unitate școlară cu personal calificat. Mă refer la polițiști de proximitate și de siguranță publică. Asigurăm zonele de afluire de fluire, de asemenea suntem prezenți în școli, iar unde suntem prezenți se lasă urmă în sensul în care se notează fiecare activitate desfășurată și în unitățile școlare. Colaborăm foarte bine cu conducerile unităților școlare, cu inspectoratul școlar în special și sperăm să avem un an școlar fără evenimente deosebite. Și cei de la Inspectoratul Școlar spun că măsurile de securitate fizică sunt mai dure în acest an, de la sistemul de alarmare la accesul controlat în unitățile de învățământ. În baza Planului Național Comun de Acțiune, care a fost adaptat la specificul județului Hunedoara, împreună cu partenerii noștri educaționali și cu sprijinul instituției prefectului, în fiecare unitate de învățământ sau stabilit clar care sunt procedurile și care sunt măsurile care trebuie luate astfel încât să asigurăm tuturor elevilor și a întregului personal siguranța și securitatea. Siguranța și securitatea elevilor și pentru inspectoratul școlar clar este o prioritate pentru că putem să le oferim o educație de calitate dacă știm în siguranță și că sunt sănătoși elevii noștri, dar și întregul personal. În județul Hunedoara funcționează 108 unități școlare cu personalitate juridică, unde învață aproximativ 52.000 de elevi și preșcolari.